milioanele la bancomate, dar cresc cele de la ghișee. Așa vor bancherii să-i obișnuiască pe români să-și achite facturile sau cumpărăturile cu cardul bancar. Toate marile bănci comerciale vin cu astfel de oferte. Drept urmare, înainte de a alege, este bine să le citiți cu mare atenție, pentru că foarte multe dintre ele ascund și clauze mai puțin favorabile. Clienții unei bănci au primit o veste bună în această toamnă. Nu vor mai plăti comisioane la retrageri de bani de la bancomate. Câteva rânduri mai jos însă era și vestea proastă. Aproape toate tranzacțiile făcute la ghișeu se scumpeau, iar de cele mai multe ori se dublau. De exemplu, la retragerea de numerar direct de la funcționarul băncii, comisionul a crescut de la 0,5% și minimum 6 lei pe operațiune, la 1% și minimum 15 lei. Bancherii spun că au costuri mai mari de acoperit pentru gestionarea banilor gheață. Cel mai scump este să faci operațiuni cu cash, cu cash la biroul băncii, pentru că acestea au întotdeauna un cost mare și pentru client și pentru bancă. Foarte rapid și foarte ieftin este pe internet. Aproape toate marile bănci comerciale și-au modificat comisioanele de retragere de bani în această toamnă. Pentru retragerile de numerar de la ghișeu, BCR taxează clienții cu minimum 15 lei, iar Banca Transilvania are un comision de 5 lei. În aceste condiții, specialiștii ne sfătuiesc să analizăm cu grijă toate ofertele, mai ales că aproape toate băncile condiționează acordarea unor facilități de transferare a salariului în conturile sale. Întotdeauna trebuie să citim cu foarte mare atenție fiecare informare care ne vine de la bancă. Dacă ne gândim că facem în mod uzual retrageri de numerar la bancomatul propriu al băncii, lăsăm deja lunar 10 de lei doar pe taxe și comisioane. Cel mai scump este să scoți bani de la un bancomat al unei bănci de care nu aparții. De exemplu, am scos 20 de lei, iar banca m-a taxat cu 5 lei.